Asistentele medicale din secția chirurgie a Spitalului Județean din Călăraș au fost somate de către conducerea secției să nu mai vină la serviciu în uniforme mulate, provocatoare sau fuste scurte în mediul sanitar. Șefa secției a declarat pentru jurnaliștii locali că a decis să trimită mesajul după ce a observat privirile pacienților. Potrivit anunțului primit de asistente și făcut public de jurnaliștii de la calarasipress.ro, asistentele nu mai au voie să intre în secție cu uniforme mulate, provocatoare, fuste scurte, unghii colorate, ținută necorespunzătoare în mediul sanitar. Mesajul arată că la chirurgie există cel puțin 3 asistente în această situație. Nu așa am învățat la școală, că trebuie să avem un echipament decent, nu excentric. Am constatat privirile bolnavilor, deci nu e normal ca o ținută să nu fie regulamentară. Regulamentul nostru este fără unghii și fără ojă, nu au ce să facă decât când sunt în concediu. Chiar șeful de secție mi-a semnalat, eu nu am vrut să reacționez chiar imediat, cu toate că observasem, dar asta e, fetele tinere vor să-și arate. Nu sunt absurdă, chiar nu am vrut să mă iau din prima de ele pentru că aveau impresia că am eu ceva cu tinerețea lor. Nu a pornit de la mine, a pornit de la privirile pacienților și mi-a atras atenția șeful de secție și a trebuit să iau măsuri și să impun să se întoarcă la ținuta regulamentară, a declarat asistenta șefă pentru jurnaliștii din Călăraș.